Șeful nou numit al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Mihailo Romanev, a scris cerere de demitere chiar în prima sa zi de lucru. Vă amintim că, prin decretul președintelui ad interim al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, Mihailo Romanev a fost numit guvernator al regiunii Cernăuți sâmbătă trecută. El s-a aflat în acest post în perioada 2003-2005, fiind totodată și conducătorul Comitetului Regional al Partidului Social Democrat Unit. Din octombrie 2007, Romanev deține postul de șef al direcției principale a Fondului de Pensii în regiunea Cernăuți, iar peste un an a fost ales președintele Organizației Regionale a Partidului Popular și această funcție o îndeplinește până în prezent. Potrivit unor media, candidatura lui Romanev la post de șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți a fost susținută de Vitali Klitschko. Însă, a doua oară în acest post, Romanev nu a reușit să activeze. Imediat în urma lui, la Administrația Regională de Stat, au venit reprezentanții sectorului de dreapta și l-au impus să scrie cerere pentru demitere. Principalul lor argument a fost următorul. Romanev a fost membru al Partidului Social Democrat și al lui Medvedciuc și a avut simpatii față de Ianucovici. Prima zi de lucru a noului guvernator al Bucovinei a început cu ținerea consfătuirii aparatului Administrației Regionale de Stat și s-a încheiat cu scrierea cererii pentru demitere. Dacă lumea nu are încredere în dumneavoastră, de ce vă țineți de acest post? Scrieți cerere. Doar nu este vorba de 2 ani, ci numai de 2 luni, căci vin alegerile. Așa că scrieți cerere. Activiștii sectorului de dreaptă nu au adus niciun caz concret de abuz de putere din partea lui Romanev, dar l-au învinuit de aceea că acesta, fiind funcționar de stat, nu și-a expus părerea referitor la evenimentele tragice de pe Maidan. Activiștii sunt convinși că pentru acest post sunt candidaturi cu mult mai bune, declarând că președintele ad interim, Oleksandr Turchinov, a avut 3 pretendenți. Numele lor vor fi anunțate mai târziu, ca poporul să-și aleagă guvernatorul. Comunitatea teritorială are părerea ei. Trebuie să ținem cont de ceea ce dorește populația de 1 milion de persoane a regiunii. Foarte mulți cetățeni din Cernăuți sunt împotriva candidaturii dumneavoastră. Nu este vorba de zeci, ci de sute de mii de oameni. Până nu scrieți cererea, nu plecăm de aici. Așa că scrieți. În cele din urmă, guvernatorul nou numit s-a lăsat convins și a scris cerere. Rog suspendarea decretului președintelui ad interim privind numirea mea în postul de șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, care așa și n-a intrat în acțiune. După aceasta, Mihailo Romanev a intrat în biroul său și a luat lucrurile personale și Bucovina a rămas iarăși fără guvernator. Nu faceți din această senzație, fiindcă lucrurile s-au desfășurat nu tocmai cum se crede. În Bucovina se întreprind măsuri în vedere depășirii corupției și îmbunătățirea asistenței medicale. Cu acest scop a și fost creată mișcarea publică Reînnoirea Sistemului de Ocrotire a Sănătății conform standardelor europene. Prezentarea ei a avut loc la Administrația Regională de Stat Cernăuți. În regiune se prevede reformarea Sistemului de Ocrotire a Sănătății. Mișcarea publică Reînnoirea Sistemului de Ocrotire a Sănătății conform standardelor europene și au început activitatea cu prezentarea proiectului. Credeți-mă, ministerul nu ne va reînnoi sistemul de ocrotire a sănătății. Am fost medic șef la un spital raional, am activat în sistemul de stat al medicinii. Mișcarea publică planifică să înceapă activitatea cu reducerea numărului de funcționari în domeniul medicinii, iar aceasta prevede lichidarea departamentelor de ocrotire a sănătății și crearea comisiilor respective. Următorul pas ar fi crearea spațiului medical unic, acordarea medicilor statutului de funcționar de stat și majorarea salariilor. Participanții la proiect consideră că colectarea banilor pentru tratamentele costisitoare este o datorie a medicilor șef și nu a pacienților. Pentru aceasta se prevede crearea unui site special pe care vor fi afișate comunicările respective despre ajutorul necesar, despre lupta de prevenire a folosirii banilor nu în scopurile prevăzute. De asemenea, în cadrul prezentării proiectului a fost vorba și despre medicina de profilaxie, intensificarea controlului asupra caselor de binefacere care funcționează la spitale și despre lichidarea schemelor de corupție în domeniul medicinii.
Acordăm o atenție nu prea serioasă acestor scheme de corupție, care funcționează de ceva timp în statul nostru. Însă aceasta este foarte important. Vreau să spun doar că, în realitate, criminalul și corupția au atins nivelele critice. Bună oară, după nivelul luptei de contracarare a corupției, țara noastră deține locul 147 în lume. După noi urmează triburile africane. În timpul imediat următor, va fi convocată ședința Comisiei Speciale în vederea depășirii corupției în domeniul medicinii. În zilele de odihnă precedente, locuitorii Cernăuțului l-au petrecut pe ultimul drum pe încă un erou al Sutei Cerești, Vasile Axenin. La funerale au participat câteva mii de bucovineni, printre aceștia fiind mulți oameni care nici nu l-au cunoscut pe defunct, însă au găsit de cuvință să-l comemoreze, fiindcă și-au dat viața pentru libertatea Ucrainei. Suta cerească s-a mai completat cu încă un cernăuțean, Vasile Axenin, în vârstă de 52 de ani, care a fost grav rănit la Kiev în ziua de 20 februarie. În stare gravă, la sfârșitul lunii februarie, el a fost transportat în Polonia pentru a fi tratat, dar la 12 martie a decedat. I-a rămas mama, soția, doi fii, dar sâmbăta trecută l-au petrecut pe ultimul drum. Toți doritorii de a-și lua rămas bun de la acest erou au avut posibilitatea să o facă la Filarmonica Regională. De acolo, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Vasile Axenin, prin coridorul viu al durerii, a fost dus pe piața centrală, unde a fost oficiat parastasul. Luându-și rămas bun de la fiul său, mama lui, frântă de durere, a spus: transmiteți-l lui Putin, Ianucovici, să nu fie iertați că trăiesc pe acest pământ și în viața de apoi, și nici copiilor. Eu îi blestem. Doamne, ajută-mă! Și-au luat rămas bun de la erou circa 2000 de persoane, printre ei fiind și acei care l-au cunoscut pe Vasile Axenin, dar și acei care în genere nu l-au văzut niciodată. Împreună cu Vasile am lucrat, îl cunosc foarte bine, a fost un om foarte bun, la locul lui. Îmi este dureros să vorbesc despre aceasta. L-ați cunoscut? Nu. Dar de ce ați hotărât să-l petreceți pe ultimul drum? Așa trebuie să procedeze fiecare ucrainean. El și-a dat viața pentru viitorul nostru. Când discutai cu el, se observa imediat că este un om bun. Într-adevăr, a fost un om foarte cum se cade. Nu-l mai întoarcem. Important este să nu uităm de el și de cei 105 conaționali ai noștri care și-au jertfuit viața, să nu fie aceasta în zadar. După încheierea parastasului, sicriul cu corpul neînsuflețit al eroului a fost dus de către cetățeni până la cimitirul Godeliv, de la piața centrală, prin piața Integrării și pe strada eroilor Maidanului. Vasile Axenin a fost înmormântat pe Aleea Slavei din cimitirul central. Ostașii trupelor de desant au dat salut în cinstea lui Vasile Axenin. Curând, Vasile Axenin va primi post-mortem titlul de cetățean de onoare al orașului Cernăuți. În cinstea lui va fi numită o stradă din centrul regional, se presupune că actuala stradă Frunze. La Cernăuți, un colaborator al Serviciului Executiv de Stat făcea comerț cu arme, iar doi colaboratori ai miliției cu stupefiante. Ei deja au fost reținuți de către angajații organelor de drept, iar într-un caz la operațiune au fost antrenați chiar și colaboratorii ai subdiviziunii speciale Sokel. Un grup de persoane care se ocupau cu traficul de droguri a fost reținut în timpul realizării ordinarului lor de stupefiante. Așa zișii negustori s-au dovedit a fi niște milițieni. Unul dintre ei își făcea serviciu la gara feroviară din Cernăuți, iar altul era angajatul secției contracarare a traficului de droguri din cadrul Direcției Regionale de Miliție din Ivano-Frankivsk. În decursul unei îndelungite perioade de timp, ei s-au ocupat de aceasta. Au organizat un canal de realizare a drogurilor și stupefiantelor pentru o sumă totală de mai mult de 23.000 de grivne. Ei au fost reținuți în momentul realizării substanțelor narcotice. Vindeau atunci 40 de pastile Civitex, care conțin substanțe narcotice, pentru o sumă de 12.200 grivne.
N-a scăpat de răspundere și un alt grup de persoane care făcea comerț cu arme. El a fost reținut lângă centrul comercial Ecuador, de pe strada rusă. Printre aceștia era și un colaborator al Serviciului Executiv de Stat. Lucrătorii miliției au declarat că infractorii se ocupau de acest fel de comerț nu pentru prima oară. Ultima dată, ei au vândut o armă cu calibrul de 7,62 mm și o armă de vânătoare. Practic, ei au organizat producerea unor astfel de arme. La reținerea lor au fost antrenați colaboratorii subdiviziunii speciale Sokel. De aceea, aceștia erau în măști și înarmați. Când este vorba de vânzători de arme, se procedează anume astfel. În ambele cazuri au fost intentate procese penale. Ele prevăd privire de libertate pe un termen destul de mare. În weekendul precedent, în Bucovina au avut loc 14 incendii, jumătate dintre ele din cauza arderii ierbii uscate. În celelalte cazuri, incendiile au izbucnit în rezultatul încălcării a regulilor de securitate anti-incendiu. Ca rezultat, și-au pierdut viața două persoane. Deși locuitorii din ținut au fost avertizați de pericolul pe care îl poate aduce aprinderea ierbii uscate, ei continuă să dea foc ierbii nu numai pentru terenurile de pământ ce le aparțin, ci și în apropiere de casele lor. Și această neglijență îi poate costa foarte scump. Numai în zilele de odihnă din săptămâna trecută au avut loc 14 incendii. Jumătate dintre ele au izbucnit anume de la arderea ierbii uscate. La Zastavna, flăcările au curmat viața unui bărbat în vârstă de 42 de ani. De fapt, incendiu a izbucnit cu mult mai înainte de a fi noi înștiințați. Ni s-a comunicat despre el la ora 23:45. În decursul a 3 minute a sosit la locul cu pricina echipa de serviciu. Eu personal am dirijat stingerea focului. Flăcările au distrus două odăi dintr-o casă de locuit și au cuprins și acoperișul. În interiorul casei, pompierii au dat de cadavrul stăpânului. Cauzele incendiului urmau să fie stabilite mai târziu. Însă pompierii presupun că el putea să izbucnească din cauza fumatului. O altă tragedie a avut loc în satul Iablănița din raionul Putila. Acolo incendiul, de asemenea, a curmat viața unui om. Incendiu a izbucnit într-o casă de locuit. Se presupune că din cauza unui scurt circuit. Deoarece casa era din lemn, focul s-a extins foarte repede pe o suprafață de 100 metri pătrați. Să stingă flăcările, în scurt timp după înștiințare, au sosit echipele de pompieri din localitate și centrul raional. Dar așa și n-au putut salva viața gospodarului. Conform informației Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență al Ucrainei, în regiunea Cernăuți, de la începutul anului, în ținut, au avut loc 146 de incendii, în rezultatul cărora și-au pierdut viața 11 persoane și 4 au fost rănite. Antreprenorii de toate nivelele din raionul Kitzman, printr-un pichet, îi cer întreprinderii Cernivții Oblenergo să anuleze plata anticipată pentru consumul de energie electrică, precum și să revadă tarifele. În afară de aceasta, bucovinenii au cerut ca deputatul din Rusia, proprietarul rețelelor regionale de energie electrică, Babakov, să prezinte un raport unde pleacă banii câștigați în Ucraina. Antreprenorii care au pichetat sediul întreprinderii Cernivții Oblenergo au înaintat energeticienilor mai multe cerințe, inclusiv anularea plății anticipate pentru consumul de energie electrică și rapoartele lunare ale întreprinderilor în fața Oblenergo și rețelelor electrice raionale. De asemenea, participanții la pichetare au cerut darea de seamă a proprietarului întreprinderii prin cumul deputat al Dumei de Stat a Rusiei explicații dacă banii bucovinenilor nu sunt folosiți la finanțarea campaniei de agresiune în Crimea. În primul rând, trebuie reglementată chestiunea prezentării dărilor de seamă. În satele din regiune să fie puși lucrători ai întreprinderii, să fie stabilite pentru diferite grupe de antreprenori raporturi diferite, care să fie prezentate nu mai mult de o singură dată în 6 luni de către reprezentanții rețelelor electrice raionale. Organizatorii pichetării au menționat că această acțiune este una preventivă, de aceea la pichetare au participat doar câțiva reprezentanți și antreprinderi din Cernăuți. Cerințele acestora au fost transmise conducerii companiei de livrare a curentului electric.
După cum au menționat mai târziu reprezentanții monopolistului energetic, chestiunea privind plata anticipată este prevăzută în acordul de prestare a serviciilor. Dacă vor fi unele schimbări la nivel legislativ, ei vor lucra în conformitate cu aceste cerințe. Printre participanții la pichetare au fost și reprezentanții a sectorului de dreapta. Potrivit spuselor, ei pur și simplu au fost de pază la această adunare. Ținând cont de starea în care se află țara, trebuie să apărăm ceea ce poate fi distrus sau compromis, adică să garantăm funcționarea unor astfel de obiective. Am venit să apărăm ordinea de drept. Oamenii sunt foarte agitați și pot apărea diferite situații. S-a unit estul cu vestul. Studenții din Lugansk au poposit la Universitatea Națională Yuri Fetkovici din Cernăuți pentru a comunica personal cu tineretul din vestul Ucrainei. Din Lugansk la Cernăuți au sosit 9 studenți. Ei au fost invitați să poposească în orașul nostru de către Universitatea Națională Yuri Fetkovici. Au acceptat invitația, cu toate că părinții i-au avertizat că în estul țării sunt foarte mulți banderoviști și oamenii cu intenții radical-naționaliste. Tinerii erau convinși că se desfășoară un război informațional și au venit fără nicio teamă. Am mulți prieteni care studiază la Kiev, Hmelnitski și comunicând cu ei am înțeles că aceasta este pur și simplu un război informațional și că unii speculează cu aceasta. Într-adevăr, există o anumită teamă, doar părinții se îngrijorează pentru soarta copiilor lor, însă am venit încoace fără nicio frică. E liniște și totul e bine. Este o deosebire între ceea la ce ne-am așteptat și la ceea ce există în realitate. Când am coborât din tren, am fost întâmpinați cu aplauze și cu flori. Studenții de aici erau bucuroși de noi și noi de asemenea ne-am bucurat. N-am avut nicio teamă. Părinții au rămas îngrijorați că am decis să plecăm. Eu pe urmă i-am liniștit, asigurându-i că totul e bine. Doar suntem reprezentanții unei Ucraine unite. În timpul aflării la Cernăuți, studenții din Lugansk au asistat la lecții, au comunicat cu specialiștii de profil, pentru ei au fost organizate excursii la universitate și la muzeele din oraș. Au comunicat cu membrii Consiliului Studențesc de la Universitatea Cernăuțeană. Conducătorul Consiliului de Coordonare al Universității Ucrainene de Est a înaintat rectoratului Universității din Cernăuți acordul de colaborare între aceste două instituții de învățământ superior. Suntem conștienți de faptul că viitorul este în mâinile voastre și ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și ceea ce va avea loc mâine și cum va trăi poporul ucrainean. Toate acestea depinde de voi, de viziunea voastră a viitorului. Voi sunteți acei care urmează să făurească statul ucrainean. Aceasta nu este unica vizită la Cernăuți a studenților din estul țării. Săptămâna viitoare, în orașul nostru, vor sosi studenți de la Kharkiv, iar peste o săptămână din Donetsk. Concomitent, continuă tratativele cu instituțiile de învățământ superior din Dnipropetrovsk. Întreprinderile din oraș și regiune au acordat ajutor militarilor ucraineni. Încă săptămâna trecută a început acordarea de ajutor unităților militare din Cernăuți, însă după cum a declarat comisarul militar regional, acestea au fost cazuri aparte, iar săptămâna curentă numărul ajutoarelor au crescut considerabil. Se acordă acest ajutor pentru ca militarii să-și îndeplinească mai calitativ îndatoririle de serviciu. Este foarte important și ajutorul de 20-30 grivne pe care îl acordă familiile din localitățile sătești. Suntem recunoscători pentru un astfel de ajutor și suntem gata să-l primim și în continuare. După anumite evenimente a crescut conștientizarea ucrainenilor. Consider că în prezent întreaga societate urmează să se unească, indiferent de preferințele politice. Totul trebuie să fie îndreptat la apărarea patriei. Unitatea militară de pe strada Olimpiadei de la Moscova a primit mărfuri în suma de circa 100.000 grivne. Este vorba de îmbrăcăminte, produse alimentare, acumulatoare, detergenți, piese de schimb pentru automobile, medicamente. La chemarea noastră au răspuns conducătorii mai multor întreprinderi din oraș, piețele din oraș, deputați de diferite nivele. Consiliul Raional 1 Mai este foarte recunoscător celor care au participat la această acțiune. Oamenii au manifestat responsabilitate față de problemele militarilor.
În fiecare an, în preajma zilei de tristă amintire pentru românii din nordul Bucovinei, 1 aprilie, la Palatul Național al Românilor din Cernăuți, Societatea Golgota a Românilor din Ucraina, susținută de societățile național-culturale românești din nordul Bucovinei, organizează conferința internațională Masacrele de la Lunga și Fântâna Albă. La această acțiune au participat reprezentanți ai intelectualității românești din Ținut, activiști ai societății Golgota, membri altor organizații, reprezentanți ai Consulatului General al României la Cernăuți, oaspeți din Rădăuți și Dorohoi din România. Tragedia românilor bucovineni din anii 1940-41 s-a aflat sub tăcere aproape jumătate de secol. Odată cu crearea în 1991 a societății Golgota, a început să se audă tot mai puternic glasul adevărului. Să fie publicate listele românilor deportați în Siberii, amintirile celor ce au supraviețuit acest calvar al neamului, cercetate evenimentele de istorici din Ucraina și România. Să fie ridicate cruci simbolice în localități bucovinene în cinstea jertfelor regimului totalitar, dar mai ales la Lunca și Fântâna Albă, unde au avut loc adevărate masacre și și-au pierdut viața oameni pașnici care nu au dorit să suporte odioasa orânduire. De această dată, alocuțiunile au fost marcate și de atmosfera încordată din Ucraina, duminică fiind ziua în care în Crimea s-a desfășurat așa zisul referendum pentru desprinderea peninsulei de Ucraina. Referindu-se la pactul Ribbentrop-Molotov și ultimatul impus României, jurnalistul Vasile Carlașiuc a făcut o paralelă între ocuparea nordului Bucovinei și a Crimeei. Ilustrând ce înseamnă un regim totalitar, a adus drept exemplu că în închisorile din Ucraina apuseană după ocupație au fost închiși oameni nevinovați de ori mai mulți de capacitatea acestor temnițe. În discursul său, jurnalistul a menționat că, prin aceste conferințe, noi trebuie să aducem la cunoștința mai întâi a tinerei generații informații despre aceste grele încercări prin care a trecut neamul român. În primul rând, asemenea conferințe sunt foarte importante pentru a cunoaște istoria neamului, a cunoaște istoria adevărate, fiindcă istoria o scriu oamenii, o scriu popoarele și prin aceasta noi le dăm posibilitate urmașilor ca să cunoască adevărata istorie. Aceasta e o datorie față de cei care au căzut, care au suferit, care au dus crucea neamului pe această Golgotă. La acest eveniment a participat și reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, Ionel Ivan, care a amintit că masacrul de la Fântâna Albă este comemorat și în România, la 1 aprilie, având loc acțiuni de doliu pentru românii victime a regimului comunist. Preluând leitmotivul istoria se repetă, diplomatul s-a referit la toleranța bucovinenilor, lăsând un mesaj de unitate. El a subliniat că România a recunoscut noua putere de guvernare în Ucraina și a sprijinit medical. Lăsând politica deoparte și mergând pe latura istorică și științifică, așa cum ați întrebat și dumneavoastră, consider că este de o importanță deosebită ca acest lucru, ca această conferință, studii care să aprofundeze datele pe care deja le deținem și care, așa cum au spus și vorbitorii noștri, nu sunt îndeajuns de bine concluzionate, existând unele divergențe între acestea. Așa cum ați spus și dumneavoastră, pe parcursul acestei conferințe, este deosebit de util ca școlarii, elevii, studenții chiar, să intre în contact nu numai cu cei de generația a doua și generația a treia care au participat sau au avut ocazia să fie la curent cu ceea ce s-a întâmplat atunci, dar mai ales cu noile studii care se fac în domeniu și care sunt continuate de către cercetătorii și de aici și din România. În cadrul acestei conferințe, Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură Românească, Mihai Eminescu, de regiunea Cernăuți, a prezentat volumul Durerea Memoriei, volum îngrijit de Octavian Bivolaru cu sprijinul grupului editorial Cuvântul. Deci, Societatea Golgota Românilor din Ucraina astăzi a petrecut o conferință pe tema masacrului care au avut loc la Lunca și Fântâna Albă și a fost lansarea unei cărți. Cartea se numește Durerea Memoriei.
cartea asta sunt, este, adică putem găsi activitatea societății Golgota în timp de 23 de ani. Aici nu sunt chiar toate materiale care au fost consacrate activității societății Golgota, o parte din cele mai interesante. Și cred că conferința s-a împlinit celul și lansat de carte la fel.